Dragi prieteni, colegi, tineri, dragi părinți, profesori, păstori și sper că nu am uitat pe cineva, nu pot să încep fără a vă mulțumi pentru urări, pentru mesajele și telefoanele voastre, pentru gândurile bune, sfaturile și încurajările voastre din această zi și nu numai. Ei bine, am ajuns la 21 de ani și, la urma urmei, ceva normal. Nu e ceva wow. Viața își continuă cursul. Nici nu știu cum să încep. De fapt, am început deja cu mulțumirile. Pentru mine contați enorm. Sunt în prima zi a vârstei de 21 de ani și mă simt bine. Puțin obosit de pe tren, dar trecem peste asta, sunt în vacanță și am timp de recuperări. Mă simt încă tânăr, plin de viață, putere și energie. Mă simt iubit și apreciat de familie, de prieteni și de voi toți. Cu zi ce trece, mă simt tot mai încrezător în ceea ce știu și fac, sunt încă în formă, chiar sănătos clinic, așa mi-a spus medicul la ieșirea din cabinet, la ultima întâlnire cu el. Mă mențin undeva la 60 de kilograme. Fac mișcare zilnic, iar grație morcovilor am o vedere bună. Nu-mi vine să cred cum au trecut anii ăștia, cu ce viteză. Parcă ieri aveam Pampers și Suzetă, parcă și acum simt entuziasmul pe care l-aveam atunci când am învățat primele hieroglife. Litere. Parcă ieri erau câte năzbâtii făceam la școală, dar nu e timp acum pentru ele. Jovialitatea și optimismul contagios mi-au rămas încă din copilărie. Ador să zâmbesc, să ofer oamenilor încredere, să empatizez cu ei, să îi încurajez, să îi ascult, îmi plac o sumedenie de lucruri. Îmi place să cânt, să vorbesc, să citesc, să scriu mai puțin, în schimb ador enorm să călătoresc, să cunosc mereu oameni și locuri noi, să învăț lucruri cât de multe, îmi place să mă joc cu animale, încă sunt aproape de copilărie. La polul opus, nu îmi place să mănânc mult, dar apoi să gătesc, nu îmi plac slujbele monotone, nu îmi place să mă uit la filme, pierdere de timp la TV, doar la știri sau sport. Vreau să vă văd fericiți, țin să avem o lume cu oameni frumoși la suflet, care să se înțeleagă, să se iubească și să fie ca frații. Vă mulțumesc pentru apreciere, tot ceea ce fac este pentru voi, pur și simplu, o fac din pasiune, cât de natural, cu orice preț și din tot sufletul. Vă mulțumesc mult pentru că mi-oferiți o șansă și că acordați din timp uitându-vă la ceea ce postez. Iată motoul meu pentru anul acesta. Este unul de care vă rog să țineți cont și voi. Fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Nu uitați de Dumnezeu. În fine, din nou, mulțumiri alese pentru urări și vreau să vă spun că în următoarele clipuri voi vorbi despre planurile mele de viitor. Pentru că am multe, de-abia aștept să vi le spun și pentru că e încă vacanță, pe unde mergeți oferiți o vorbă bună, ceva simplu, dar încântător. Oferiți un zâmbet, dacă nu aveți, fac eu un efort și vă împrumut eu unul, mai am prin buzunare pe undeva. Oamenii au nevoie de asta. Ziua de 10 august, efectiv, a fost bombardată de un torent de mesaje din partea voastră. Așa că, feedback-ul meu va ajunge la voi cu întârziere. Cam atât pentru azi, mulțumesc pentru vizionare și multe bucurii, sănătate și spor în toate. Pe curând!